În ultimele zile a tot plouat foarte mult și n-am putut să mă bucur de motociclism. Acum sunt ca un, nu știu cum să zic, ca o pasăre scăpată din cușcă. Efectiv vreau să mă duc să mă plimb. Profit de o zi cu soare. În ultima vreme a tot plouat în puii mei. N-am putut să mă bucur de motociclism, n-am putut să ies la plimbare să mai îmi descarc și-o sufletul împreună cu fierul meu, după cum zicea cineva. Pentru mine motociclismul este practic o terapie. Nu știu, vrea să traverseze doamna? Nu vrea. Ok, cum ziceam, pentru mine motociclismul este o terapie și cât am stat fără să merg cu motocicleta, m-am simțit cumva ca o pasăre închisă în cușcă. Dar nu, acum am putut reveni, am putut ieși măcar așa la o oră jumate, două ore de plimbare, să mă bucur de ceea ce îmi place și ceea ce îmi face plăcere. Viața pe două roți este superbă, nu este perfectă, să nu ne înțelegem greșit. Nu este perfectă, însă este superbă. Ce naiba fac oamenii ăștia aici? A few moments later. Am lăsat viziera jos că după aia iar mă omoară muștele. Îți intră una dracu mai nasol în ochi, faci și accident. Dar îmi place așa când merg cu viteză mică să las viziera deschisă. Vum. Dacă nu știam ce vrea să facă doamna. Foarte mulți copii pe aici, așa că o lăsăm încet. Sunt copii la școală. Oh no. Șararara. Bam bam. Tarara pa 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 pa. My heart goes la 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 la. Ia uite, copiii de la școală, fără cască. Fata e fără cască, săraca. Not okay, not fucking okay. Și trece și poliția. Uite, eu dacă eram polițist acum, îi opream pe acei doi copii. Nu le dădeam amendă, nu le făceam nimic de genul ăsta, dar i-aș fi speriat un pic, știi? Și să le explică, fără cască, mori. Mori repede. Și e păcat când ai, nu știu, 16 ani cât ori avea ei, da? E păcat să mori la vârsta aia, în pana mea, înțelegi? Tocmai de asta, dacă aș fi fost polițist în cazul lor, da? Cum a trecut acum poliția pe lângă ei și nu le-a făcut nimic, eu le-aș fi făcut ceva. I-aș fi speriat. I-aș fi speriat așa o leacă. A few moments later. Ce fain, apurul soarele! Ui! Da, îmi place apusul de soare, mai ales în zone care sunt faine. Apusul de soare aici pe podul ăsta de la Câmpina, nu știu de ce, dar îmi place mereu. L-am prins de mai multe ori și, nu știu, îmi place. Și podul ăsta de la Câmpina aici îmi place, pentru că, exceptând denivelările, da, uite aici, de exemplu, este foarte denivelat, exceptând chestia asta, te simți ca în afară, cumva. Ceva normal, știi, o ieșire de-asta decentă într-un drum național. Da. Ui! Da, și m-aș cam opri aici. Nu îmi place să merg tare, dragilor. Adică îmi place să merg și tare, dar nu pe aici. Putem să trecem, putem să trecem. În general, nu abuzez, nu mai abuzez de viteză pe drumurile publice pentru că nu sunt sigure. Nu sunt sigure din foarte multe motive, însă nu o să intru acum în toate aceste motive. Da. Aș vrea să revin cumva la oamenii aceia care erau pe scooterul ăla, copiii aceia, da? Pentru că erau niște copii pe scooter, iar unul din ei nu purta cască. Fraților, purtați cască. Musai, musai în pana mea, pentru că mori foarte repede.
serios purtați cască. Deci, într-adevăr, chestia aia nu prinde viteză, dar nu e nevoie de multă viteză ca să mori dacă nu porți cască. Credeți-mă că vă zic chestia asta pe cuvânt. Da? Fraților, purtați cască pe orice, pe bicicletă, pe trotinetă, pe motocicletă, la curse, bă, oriunde. Purtați casca aia că e de ajuns odată să ai ghinion și e suficient. Nu știu dacă mă înțelegeți. Na, nu știu. În fire, dacă n-ați înțeles până acum, cu siguranță nu o să înțelegeți nici după ce vedeți clipul ăsta, așa că nici n-are rost să mă mai obosesc. Faceți ce vreți, viața voastră. Da, un alt motovlog foarte scurt, sper că v-a plăcut și ăsta. Na, ne auzim cu bine data viitoare. Pa! A few moments later. Wow, mi-a sărit o piatră. Mi-a sărit o piatră fix în vizieră, frate. Ce baftă că stăteam cu viziera închisă. Ia uzi, bate și clopotul. Da, asta e interesant. Ce să mai zic, nu mai zic nimica. Thank you. No. Ce-ar fi fost acum să încep de alea cu tit, să claxonez, să mă duc, să mă cert. Terminați-vă cu răutățile.